Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră la o nouă emisiune, bineînțeles și cu un nou invitat. Așa că îi spunem bun revenit domnului Alex Ivan, prezbiter la Biserica Creștină Pentecostală Betel din București și bineînțeles lider al grupului de tineret. Alex, bine revenit la noi în emisiune. Bine v-am regăsit, bună seara ție și tuturor telespectatorilor Producenți Media. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îți mulțumesc, Alex, pentru răspunsul tău pozitiv la această invitație. Iată-ne că suntem în preajma sărbătorii cincizecimii. Ieri ne-am bucurat de o zi frumoasă în bisericile noastre. Am sărbătorit împreună pogorârea Duhului Sfânt, așa cum îi se spune în mod popular în România. Bineînțeles că și emisiunea de astăzi am intitulat-o Sărbătoarea cincizecimii, pentru că împreună cu tine vrem să discutăm despre această sărbătoare, despre însemnătatea Duhului Sfânt, cine este Duhul Sfânt, ceea ce face, cum lucrează El în oameni și, bineînțeles, despre tot ce ține, să spunem, lucrarea aceasta a Duhului Sfânt în viețile noastre. Alex, haideți să începem cu introducerea, să zicem așa. Practic, hai să vorbim întâi despre persoana Duhului Sfânt. Deja cred că am dat o idee ce este sau cine este. De ce te întreb lucrul acesta? Pentru că e important să știm de la început definiția, cu ce avem de lucru în seara aceasta. Când vorbim despre Duhul Sfânt, trebuie să-L încadrăm în ceva, într-un context anume, pentru că în zilele noastre vedem atât de multe interpretări, atât de multe, să spunem, povești, dacă se putem spune asta, despre ceea ce este Duhul Sfânt, despre ceea ce face, astfel încât cred că e bine să avem o înțelegere încă de la început despre cine este sau ce este Duhul Sfânt. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o ofer să împărtășim împreună câteva gânduri din Sfânta Scriptură despre o temă deosebit de importantă. Despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt s-a scris și s-a spus foarte mult de-a lungul gândirii creștine. Fiecare confesiune religioasă a înțeles persoana Duhului Sfânt, a înțeles lucrarea Duhului Sfânt într-un mod diferit. Astăzi voi exprima un punct de vedere cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt, având ca bază învățătura bisericii din care fac parte, învățătura bisericii pentecostale din România, unde și slujesc de ceva ani. Atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, Biblia ne spune că Duhul Sfânt este o persoană. Nu este o putere, nu este un sentiment, este o persoană. Domnul Iisus l-a numit Mângâietorul sau Duhul Adevărului în Ioan 14:26 și înțelegem că este a treia persoană din Trinitate, conform 1 Corinteni 12:3-6. Trebuie să înțelegem faptul că Duhul Sfânt nu are început și nu are sfârșit. Îl găsim implicat în crearea lumii împreună cu Tatăl, cu Fiul în Geneza capitolul 1 și capitolul 2. Legat de lucrarea și natura sa, trebuie să înțelegem că fiind vorba despre Dumnezeu, nu putem să-L înțelegem pe Dumnezeu matematic. Trebuie să avem onestitatea de a privi spre Dumnezeu, Duhul Sfânt, cu anumită smerenie, pentru că, în opinia mea, Dumnezeu este de nepătruns. Nu poți să-L cuprinzi cu mintea omului pe Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul. Noi cunoaștem părți din Dumnezeu, ce am găsit în Sfânta Scriptură și ce a decis Dumnezeu să ne reveleze despre sine, despre lucrarea Lui, despre natura Lui. Lucrurile acestea le putem accepta prin credință sau anumite lucruri pe care nu le putem înțelege cu mintea noastră. Dar ce trebuie să înțelegem este faptul că Duhul Sfânt a dat viață fiecărei ființe care există pe fața pământului. Iov 33:4, omul lui Dumnezeu Iov, ne reamintește că suflarea tuturor ființelor, Duhul lui Dumnezeu se găsește în oameni. Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, din grădina Edenului, când Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, i-a suflat în nări suflare de viață. Deci omul este numai trup, nu este numai lut, el este o ființă trinitară, are trup, are suflet, are duh și Dumnezeu a suflat în noi suflare de viață. Așadar, Duhul Sfânt este
implicat, așa cum îl găsim din Geneza 1 și până în... Încă de la creație. Încă de la creație și până în Cartea Apocalipsa, este prezent Duhul Sfânt. La cinzecime, că tot am sărbătorit ieri ziua cinzecimii și ne-am reamintit faptul că la 50 de zile după învierea Domnului Iisus Hristos, ucenicii s-au adunat în templu, în camera de sus, unde au stăruit pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus le-a spus înainte să se înalțe la cer, nu după multă vreme, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și voi veți fi martori începând din Iudeea, în Samaria, până la marginile pământului. Ucenicii au fost umpluți cu Duhul Sfânt din ziua respectivă și prin ei au început să se manifeste lucrările supranaturale pe care doar Duhul Sfânt le poate face. Semne, minuni, vindecări, felurite daruri, avem nenumărate exemple, Noul Testament, Evrei 2 cu 4, Marcu 16, înainte să se înalță la cer, Domnul Iisus a spus, iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Este o listă cu minunile pe care un credincios sub puterea Duhului Sfânt și sub ungerea Duhului Sfânt le poate face. Ce trebuie să mai înțelegem este faptul că Duhul Sfânt este călăuzitorul bisericii. Duhul Sfânt dă viață bisericii și în Ioan 16 cu 13 Domnul Iisus Hristos a spus că călăuzitorul bisericii va rămâne Duhul Sfânt după înălțarea lui la cer. Acum, hai să ne uităm puțin la context, Alex, e foarte okay. important ce ai zis, pentru că cinzecimea, da, pogorârea Duhului Sfânt peste ucenici a fost un fenomen foarte vizibil. Era foarte mult, era o sărbătoare mare în Ierusalim atunci, la vremea respectivă, dar după înălțare până la evenimentul acesta au fost 10 zile în care ucenicii au stat așa într-o stare, poate cea mai proastă stare pe care au avut-o. Cred că în zile în care Domnul Hristos încă nu înviase, au mai avut asemenea stare în care erau atât de, poate atunci chiar și mai rău, erau, să spun, dezamăgiți, erau toți ascunși, stăteau fiecare așteptând să vadă ce se întâmplă, da? Dar în perioada aceea de 10 zile după înălțare au rămas puțin orfani, dacă putem să spunem, folosesc așa un termen mai dur. Deci nu mai erau nici în prezența Domnului Hristos, nici Duhul Sfânt încă nu coboruse pe pământ, deși li se spusese că va veni, trebuia să aștepte. În momentul acela are un loc o explozie de putere din partea lui Dumnezeu. Coboară acele flăcări deasupra capetele lor, ei primesc putere din partea lui Dumnezeu și ne aducem aminte de Petru care începe să vorbească și fiecare de acolo înțelege. Deci are loc o transformare. Statistic se spune că atunci ar fi actul de naștere al bisericii, pentru că din momentul acela oamenii încep să se pocăiască, ucenicii prin într-adevăr îndrăzneală, putere din partea lui Dumnezeu să poată să vorbească, să reziste la tot ce se întâmpla și, bineînțeles, asta cu puterea venită din partea acestui mângâietor pe care Domnul Hristos l-a trimis. Practic, și în ziua de astăzi, de ce vreau să spun asta? Pentru că dacă ne uităm puțin la istorie, ales și vreau să, pentru că vom aminti de mai multe ori treaba aceasta, suntem în perioada în care încă suntem sub călăuzirea Mângâietorului. Înainte, Tatăl vorbea direct cu poporul, da, prin Moise, istoricii bisericii împart în trei epoci. Epoca în care Dumnezeu vorbea direct, epoca în care Dumnezeu a vorbit prin Domnul Hristos, dar și acolo s-a arătat Duhul Sfânt. Dacă ne aducem aminte, porumbelul care a coborât la botez, la bobotează, da? Și apoi, partea a treia, epoca Mângâietorului, ceea ce trăim și noi astăzi. Așa că lucrarea aceasta e foarte importantă pentru că din momentul acela până acum când noi discutăm, suntem în această perioadă în care încă Mângâietorul încă mai lucrează în noi. Harul lui Dumnezeu încă este. Bineînțeles că Trinitatea va fi prezentă și după și după când noi uităm în Scriptură, nu are început, nu are sfârșit. Nu există undeva unde cele trei părți ale Trinității au fost vreodată separate de la creație. Dar trebuie să spunem și să specificăm că astăzi suntem și biserica crește, fiecare dintre noi, oamenii înțeleg că te sunt păcătoși prin ceea ce face Duhul Sfânt în viețile. Practic, și când citești Sfânta Scriptură, cine îți descoperă înțelesul? Cine te face să pricepi
că de fapt ăla-i cuvântul lui Dumnezeu și mai ales, bineînțeles, că trebuie că ești păcătos. Asta este sensibilitatea aceea care vine din partea cercetarea Duhului. Ce o să discutăm. Bun, hai să continuăm. Duhul se face mai multe lucruri. În primul rând, înainte, acolo a fost și o manifestare de foarte multe daruri. Am văzut darul de vindecări, darul, și o să discutăm special în seara aceasta despre ele. Dar printre altele, Duhul Sfânt a mai făcut niște lucrări poate mai puțin, să spunem, discutate, predicate, dar acțiuni pe care le face încă de la început, din când omul încearcă sau dorește să se apropie de Dumnezeu. Implicarea Duhului Sfânt în viața bisericii o văd ca pe o normalitate. Duhul Sfânt inspiră, Duhul Sfânt călăuzește, Duhul Sfânt animă viața și întreține viața spirituală a bisericii. În Fapte 13:2 ni se spune că Duhul Sfânt alege oameni pe care îi împuternicește. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Duhul Sfânt se implică în viața credinciosului și îl învață toate lucrurile. În Ioan capitolul 14:26 ni se spune de Domnul Iisus că rolul Duhului Sfânt va fi și acela de pedagog. Ne va învăța toate lucrurile. Duhul Sfânt umple viața credinciosului cu putere, așa cum ai spus. Fapte 2:4, exemplul pe care l-ai amintit, îmbracă credincioșii cu putere, îi mandatează pentru lucrarea la care i-a chemat. Luca 24:49, este un verset extraordinar. Și apoi îi trimite pe slujitori în lucrarea pe care o are în vedere. În Fapte 10:19-20, Fapte 8, lucrările de trezire făcute de apostolii Domnului Iisus Hristos în urma primirii botezului cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu se oprește aici. Duhul Sfânt realizează nașterea din nou a credinciosului. Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim, dacă nu te naști din apă și din Duh, nu poți vedea împărăția mea. Prin Duhul Sfânt omul primește nașterea din nou. Duhul Sfânt este direct implicat în nașterea omului din nou. Ioan capitolul 3, de la versetul 5-8, exemplul cu Nicodim, era venit într-o noapte la Domnul Iisus Hristos să înțeleagă care este misterul vieții, care este sensul vieții. Domnul Iisus i-a spus foarte direct, dacă nu ești născut din nou, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Apoi, Duhul Sfânt se asigură că un credincios care își încheie alergarea pe pământul acesta poate primi viața veșnică, Galateni 6:8. Duhul Sfânt în om este o garanție a primirii vieții veșnice. Duhul Sfânt îl ajută pe credincios să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. În Roman capitolul 8, versetul 6, Apostolul Pavel insistă pe rolul Duhului Sfânt în desăvârșirea ființei umane. Un om născut din nou, un om transformat, un om înnoit, un om în care s-a produs metanoia, un om în care s-a produs nașterea din nou, aducerea lui la viață în Hristos, este un om care va trăi după voia lui Dumnezeu. Dar apoi Duhul Sfânt îl va ajuta pe credincios să înțeleagă Sfânta Scriptură și mai mult decât atât să înțeleagă lucrările lui Dumnezeu. Lucrările lui Dumnezeu nu pot fi explicate de om. Ele trebuie înțelese, ele trebuie acceptate prin credință. 1 Corinteni 2, de la versetul 9-14. Apostolul Pavel vorbește de nebunia propovăduirii crucii. Acolo unde Duhul Sfânt lucrează în viața unui om, îl ajută să înțeleagă planul lui Dumnezeu de mântuire. Îl ajută să înțeleagă implicarea lui Dumnezeu în lume. Dumnezeu nu este un Dumnezeu absent. Dumnezeu este un Dumnezeu pe deplin implicat. Alex, mi-aduc aminte de înțelegerea aceasta, inclusiv a faptului că înțelegi ce citești, da, cuvântul lui Dumnezeu, înțelegi ce ți se spune, înțelegi că ești păcătos. A zice, noi pentru noi niște lucruri banale astăzi, da, să citim din Scriptură, să înțelegem ce vrea să zică, sau să înțelegem atunci când am greșit. Sunt oameni foarte pregătiți, oameni foarte citiți, cu studii în alte care, citind Sfânta Scriptură, pur și simplu nu înțeleg nimic. Și oameni care le spui și Dumnezeu le vorbește prin diverse persoane sau știu eu, circumstanțe în viață și refuză să înțeleagă sau practic se opun acestui Duh care la momentul acela îi cercetează, le dă posibilitatea de a înțelege, dar nu înțeleg. Deci practic este și o dorință a omului. Dumnezeu Sfânt face și nu vine într-un mod dictatorial.
Dumnezeu nu pocăiește pe nimeni. Duhul Sfânt nu convinge pe nimeni în mod obligator. Trebuie să te lași și tu. Deci, practic, lucrarea Duhului Sfânt este lucrarea lui Dumnezeu. Este lucrarea minunată a lui Dumnezeu, dar, bineînțeles, lucrează și cu inima omului. În colaborare cu ființa umană, el nu intră cu forța în viața omului. Acolo unde există o implicare și o acceptare a voii lui Dumnezeu în viața omului, omul intră sub călăuzirea Duhului Sfânt. Sub călăuzirea Duhului Sfânt nu înseamnă depersonalizare, ci înseamnă pe deplin conștient de puterea pe care o are Dumnezeu, de realitatea prezenței persoanei Duhului Sfânt în viața omului, cu care cooperezi. El nu impune, el cere omului cooperare. Ce am înțeles din Sfânta Scriptură este că oamenii au vorbit mânați de Duhul Sfânt, au vorbit de la Duhul Sfânt, nu au fost depersonalizați, nu au fost îngrădiți, nu au fost manipulați, ci sub ungerea Duhului Sfânt au rostit cuvântul lui Dumnezeu în generația lor. Foarte frumos, mânați, îmi place termenul ăsta, a mâna, înseamnă pe de-o parte chemarea, zic eu, chemarea de a face lucrarea și apoi inclusiv intervenția divină. Chiar mi-a zis, mi-aduc aminte Iftenul lui Moise, că eu voi pune cuvinte în gura ta. Deci Dumnezeu, dacă e nevoie, poate să facă și lucrul acesta. Pe de-o parte, te inspiră, îți dă minte, îți dă inclusiv atitudinea corectă. Tu, dar, bineînțeles, depinde foarte mult de tine. Dumnezeu nu obligă, dacă omul, vasul acesta prin care Dumnezeu toarnă mai departe, da? Se lasă în mâna lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu face lucruri minunate. Dar spunem că, pe de-o parte, Duhul Sfânt cheamă, motivează, dar și merge cu tine. Îți dă înțelepciune să vorbești, să asculți, să faci și la rândul tău să poți fi de folos împărăției lui Dumnezeu. Asta este. Deci sunt câteva lucruri atât de importante. Și de ce, Alex? Acum, chiar dacă tu faci parte din Biserica Pentecostală și să zicem că foarte multă lume ar crede că vorbim numai din punct de vedere al darurilor. O să discutăm imediat și despre ele. Dar vreau să scoatem în evidență că înainte de a ajunge la daruri, înainte de a ajunge la prorocii, înainte de a ajunge la darul de vindecare, știu, și altele, da? Vorbitul limbi și alte, sunt o grămadă de lucruri pe care Duhul Sfânt le face în viața unui om, adică etapizat. Da? Nașterea din nou, care e lucrarea Duhului Sfânt 100%. Până ajungem la plinătatea aceea despre care vorbim, omul plut de Duhul, Sfânt. Așa că, de obicei, când se vorbește de Duhul Sfânt, se vorbește foarte mult despre manifestările astea, pentru că și omul are nevoie de ele. Spune și mie, un om care nu și-a dorit să fie vindecat. Cred că nu este un om 100% sănătos. Fiecare își dorește să fie vindecat. Fiecare vrea o problemă a lui să fie rezolvat în mod miraculos. Sau știu eu, Dumnezeu să-i vorbească în mod direct. Sau să viseze într-o seară ce trebuie să facă a doua zi. Sau știu. Sunt o grămadă, toți ne dorim asta. Este nevoia, a spune că fiecare am dorit ca Dumnezeu să intervină, să avem așa o comunicare în mod directă. Dumnezeu să ne vorbească mai mult decât ne vorbește în Sfânta Scriptură. Dar nu e chiar așa. Pentru că Dumnezeu face, prin Duhul Sfânt, o grămadă și o grămadă de lucrări despre care am vorbit înainte de a ajunge la faza aceasta a plinătății, pentru că da, ai văzut. Astfel devenim niște persoane care abuzează de Dumnezeu sau își doresc să se folosească de Dumnezeu pentru satisfacerea unor anumite nevoi pe care na, le dorim să fie rezolvate. În contextul acesta aș aduce în atenția ta și a telespectatorilor Producens Media o experiență pe care am avut-o cu un prieten foarte bun. A venit și mi-a spus, Alex, de ce astăzi nu mai au loc atâtea minuni, atâtea manifestări ale puterii Duhului Sfânt în viața bisericii? Cumva încerca să mă conștientizeze, pe de-o parte, de această realitate. De starea deplorabilă în care a ajuns. Starea în care a ajuns el sau confesiunea sau biserica din care el face parte. Nu aparține mișcării pentecostale. Dar a văzut în viața lui efectul prezenței Duhului Sfânt în lucrările pe care le-a făcut. S-au manifestat darurile Duhului Sfânt în viața lui? A cunoscut în viața lui botezul cu Duhul Sfânt?
plinătatea Duhului Sfânt, a sluji lui Dumnezeu în anumite contexte. În discuția cu el, mi-am adus aminte de versetul pe care Domnul Iisus Hristos a poruncit să fie notat în Sfânta Scriptură, în Ioan capitolul 3, versetul 8, unde Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim următorul lucru. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Am înțeles și eu și el că nu-l poți îngrădi pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este o persoană, are rațiune, are sentimente, are voință. Duhul Sfânt este o persoană. Dacă te raportezi la el ca la o persoană cu care vorbești, cu care ai un dialog, cu care ai o relație, evident că efectele prezenței lui în viața ta vor fi văzute în manifestările pe care le cunoaștem, în darurile Duhului Sfânt, în călăuzirea, în împuternicirea, în susținerea lucrării pe care o faci sub ungerea și sub puterea Duhului Sfânt. Dar dacă plecăm de la această declarație a Domnului Iisus Hristos despre Duhul Sfânt, că este o persoană pe care nu o poți manipula, căreia nu-i poți predetermina acțiunile. El compară prezența Duhului Sfânt în viața unui credincios cu suflarea unui vânt. Nu vezi vântul, dar vezi efectele lăsate de vânt în urma lui. Domnul Iisus Hristos spune, Duhul Sfânt nu poate fi manipulat. Nu îi poți predetermina acțiunile și nu-i poți îngrădi libertatea pe care o are. Dacă plecăm de la această realitate și ne raportăm la Duhul Sfânt ca la o persoană, atunci lucrurile se schimbă, paradigma noastră se schimbă. Pentru că sunt foarte mulți, cu tristețe spun lucrul acesta, care caută mai mult manifestările Duhului Sfânt decât persoana Duhului Sfânt. Păi din moment ce ai persoana Duhului Sfânt în ființa ta și lucrează pe deplin aceste etape despre care am vorbit, nu e de la sine înțeles că toate manifestările prin darurile Duhului Sfânt și prin împuternicirea de care au beneficiat apostolii de după Domnul Iisus Hristos, nu vom beneficia și noi de aceste efecte dacă în viața noastră locuiește Dumnezeu, Duhul Sfânt? Dacă plecăm de la această realitate, lucrurile se schimbă. Tocmai de aceea, cu ocazia acestei sărbători, mi-am evaluat viața și mă raportez la Duhul Sfânt ca la o persoană. Dacă este o persoană, are libertate și el suflă încotro vrea. El este liber să conducă lucrurile și întotdeauna direcția în care conduce Duhul Sfânt destinul bisericii este o direcție perfectă, pentru că ea îndeplinește voia și obiectivul lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult cum ai zis aici, cât de liber este Duhul Sfânt în viața ta sau în viața mea, cât de mult îl las să lucreze, să mă motiveze, să îmi schimbe viața. Sau de câte ori e sub gura, ca să zic așa, vocea aceea care îmi șoptește câteodată, cercetarea aceea care vine și îmi spune că am făcut rău sau când trebuia să fac bine și n-am făcut. E important să ne evaluăm modul în care tratăm Duhul Sfânt în viețile noastre. Spune că Duhul Sfânt se poate întrista. Și apropo de evaluarea aceasta, Alex, e foarte bine ca fiecare dintre noi să ne evaluăm, pentru că așa cum în relația noastră cu oamenii și noi ne supărăm când observăm că cineva doar ne folosește sau ne sună doar atunci când are nevoie, da? Și nu avem o relație, nu ne salutăm, nu e o prietenie, nu e o colaborare, nu e o relație de dragoste, de jertfă între noi. Și doar atunci când avem nevoie ne aducem aminte că mai există cineva lângă noi. Fiecare dintre noi ne simțim rău atunci când ajungem la concluzia că așa zisul prieten sau știu eu, apropiatul nostru de fapt nu e chiar așa cum vrea să pară și se folosește de noi. Mă gândesc la Duhul Sfânt care e lângă noi, e în noi. În noi. Și tot încearcă să sufle încotro vrea, să ne ghideze viața și noi ne opunem sau nu-l băgăm în seamă și atunci când avem nevoie de ceva, de ceva supranatural, ne aducem aminte că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, poate să facă lucruri mărețe. E greu. Îmi dau seama că și Duhul Sfânt de aia se poate întrista
Pentru că relația aceasta, mânguitorul nu-și poate duce mai departe rolul de mânguitor, pentru că cel care ar trebui să facă lucrul acesta nu-i permite, nu-i lasă. Contextul în care Domnul Iisus spune versetul acesta este deosebit de important. I se adresează unui cărturar, unui fruntaș între farisei, un fruntaș al iudeilor, pe nume Nicodim. Nicodim știa legea. Nicodim avea în viața lui toate aturile unui om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Nu vorbim, Domnul Iisus nu îi se adresează unui om dintre neamuri, nu îi se adresează unui om care nu e familiarizat cu legea, cu templu, cu participarea lui Dumnezeu în viața poporului, ci dimpotrivă. Se adresează unui om care le cunoaște, le-a văzut. Dar în viața lui Nicodim au existat etape sau poate au existat momente în care au obstrucționat ceea ce Domnul Iisus Hristos numește naștere din nou. Aici este esența. Că mai mult decât să cunoști despre Dumnezeu, tu trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Mai mult decât să cunoști detalii despre ce înseamnă viață spirituală, ar fi bine să avem o viață spirituală. Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim, lasă vântul să sufle, lasă-l pe Duhul Sfânt să desăvârșească ce a început în viața ta. Și întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu în inima omului va da cinste Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt nu va face decât să împlinească cuvântul lui Dumnezeu în viața omului. Aici este o dublă lucrare în viața lui Nicodim. Și cuvântul și Duhul l-au născut pe omul acesta. Pentru că îl găsim pe Nicodim ulterior, un om transformat, un om foarte curajos, un om care s-a dus împreună cu Iosif din Arimatea să ceară trupul Domnului Iisus Hristos de la Pilat. Deci este un om care a înțeles în viața lui ce înseamnă impactul pe care Duhul Sfânt îl poate avea. Alex, printre lucrurile acestea frumoase despre care deja am vorbit, înainte de a trece la darurile Duhului Sfânt, aș vrea să vorbim despre un lucru foarte important pe care îl mai face Duhul Sfânt în viețile noastre, în viața credinciosului, este vorba despre roada Duhului Sfânt. Și vreau să citesc un verset din Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23, care spune așa, că roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Deci pe lângă chemare, pe lângă naștere din nou, pe lângă să spunem, lucrurile acestea minunate pe care le faci, descoperirea faptului că ești păcătos, deci practic toate aceste etape pe care le face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața omului, este și acest capitol, această parte care se cheamă roada Duhului Sfânt, practic ca un copăcel așa, ca un pom plin de fructe, la urmă roada aceasta în viața omului se vede prin ceea ce am știut puțin mai devreme. Deci, practic, faptul că ești plin de dragoste, faptul că ești bucuros, faptul că te poți stăpâni, da? Că îți înfrânești poftele și multe alte lucruri, este partea aceasta vizibilă pe care o vede cel de lângă tine și frații, bineînțeles, și cei care nu sunt credincioși la fel, pentru că lucrurile acestea sunt lucruri de care nu te poți ascunde, nu te poți sau poate poți, dar atunci când într-adevăr el există în viața ta, ele sunt foarte vizibile. Un om plin de pace, imediat îl vezi. Un om liniștit, indiferent. Un om cu bucurie, un om care iubește, care se jertfește. Toate aceste lucruri sunt blândețe. Un om care vorbește blând, ușor îl găsești. Imediat îl descoperi. Da? Și nu mai vorbesc de facerea de bine, Alex. Câți oameni mai fac astăzi binele? Sau câți oameni mai fac azi binele fără să mai aștepte ceva înapoi, să primească ceva înapoi? E, cum vezi tu lucrurile acestea ca și lucrare? Roada Duhului Sfânt este recolta unei vieți sfinte înaintea lui Dumnezeu, după ce am devenit copii ai lui Dumnezeu, născuți din nou, și am ales să acceptăm în viața noastră călăuzirea pe care Duhul Sfânt o realizează. Ai citat Galateni, capitolul 5, versetul 22 și 23. Și ce este important la pasajul acesta este faptul că acolo nu avem accentul pus pe o contribuție umană.
acolo este strict rolul pe care Duhul Sfânt îl are în viața unui credincios, care prin cuvântul semănat în el, îi dă puterea omului să rodească aceste lucruri. Supranatural se întâmplă rodirea aceasta. Dacă este lăsat să sufle. Din nou, dacă este lăsat să sufle. Dacă Duhul Sfânt locuiește în noi, va face cuvântul lui Dumnezeu roditor în noi. Cuvântul trebuie să aducă rod. Și aceste calități, aceste caracteristici ale roadei Duhului Sfânt trebuie să se regăsească în viața noastră. Dar așa cum am spus, nu este rolul unei contribuții personale aici, ci este strict rolul Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt locuiește în noi, rodim din belșug aceste lucruri. Și aceste lucruri nu pot fi contrafăcute, nu pot fi clonate în viața unui om, ele trebuie să fie născute, ele trebuie să fie aduse la viață prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Ce este foarte important la roada Duhului Sfânt este că ea începe să se manifeste în viața credinciosului numai după nașterea din nou. Nu există roada Duhului Sfânt în viața unui credincios care nu a fost născut din nou. Din nou, aceste etape sunt deosebit de importante. Convertirea noastră, care implică tot procesul acesta al nașterii din nou, al înfierii noastre, prin răscumpărarea pe care o realizează Dumnezeu în viața noastră. Maturizarea este un alt proces. În acest proces al maturizării, noi începem să rodim aceste calități pe care Duhul Sfânt le poate aduce în viața noastră. Roada Duhului Sfânt este, asta gândește Apostolul Pavel, asta a văzut în viața lui, asta a văzut manifestându-se în viața tuturor celor ce au cunoscut rolul și prezența Duhului ca persoană în viața lor. Alex, de ce am ridicat problema aceasta a roadelor în viața omului, în viața creștinului? Pentru că după nașterea din nou, e important ca și starea aceasta să fie foarte vizibilă. Un om născut din nou, îl vezi, îl simți, se vede. Se vede un om care îl cunoaște pe Domnul Hristos, corect, care are viața schimbată. Un om plin de Duhul Sfânt, la fel se cunoaște. Dar, la fel, și roada Duhului Sfânt se vadă în viața omului. Acum vreau să vorbim despre ceea ce în teologia pentecosteală se numește botezul cu Duhul Sfânt și apoi vorbim despre daruri. Dar am vrut să fac trecerea aceasta pentru că consider ca obligatoriu, cu siguranță, ca un om să ajungă la faza aceasta de maturitate în credință, da? Să fii hăruit cu niște daruri speciale din partea lui Dumnezeu, să treci cel puțin prin faza întâi și faza a doua, adică un om născut din nou și, bineînțeles, un om care roada Duhului Sfânt este vizibilă. Cum vezi tu despre partea aceasta, să spunem, a maturizării credinciosului în relația cu Duhul Sfânt? Personal consider că există pași pe care, dacă alegem să intrăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, vor fi normali să-i facem. Iar pasul spre umplerea cu Duhul Sfânt este un pas natural și normal. Este intenția lui Dumnezeu de a-L umple pe om cu Duhul Sfânt. Găsim pasajul din Ioel, capitolul 2, de la 28 la 29, unde ni se prezintă prin profetul Ioel, care vorbește din partea lui Dumnezeu, ni se prezintă această realitate că în zilele din urmă Duhul Sfânt se va coborî în ființa omului. Va fi o umplere deosebită de celelalte umpleri din vechiul legământ. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare distinctă și ea apare numai după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, așa cum ai amintit cazul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, unde ucenicii cunosc o realitate nemai întâlnită până atunci în istoria copiilor lui Dumnezeu. În profetul Ioel ni se amintește despre o ploaie timpurie și despre o ploaie târzie, Ioel 2:23. Ce este important pentru noi este să înțelegem faptul că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl prin Fiul, așa ni se spune în Ioan 15:26. Și botezul cu Duhul Sfânt este văzut ca o pecete pentru ziua răscumpărării, Efeseni capitolul 4:30. Botezul cu Duhul Sfânt este văzut ca o arvună a moștenirii. Avem pasajul Efeseni 1 de la versetul 13 la 14. Rolul botezului cu Duhul Sfânt este
de a-L împuternici pe credincios să mărturisească Evanghelia lui Dumnezeu într-un mod deplin, fapte 1 cu 8, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și veți fi martori. Umplerea cu Duhul Sfânt este o lucrare distinctă de cea a nașterii din nou. Și ea întotdeauna are loc în urma nașterii din nou, nu înainte de ea. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie cerut. Domnul Iisus Hristos ne-a încurajat să cerem botezul cu Duhul Sfânt. Luca 11 cu 13. Botezul cu Duhul Sfânt, așa cum îl înțelegem din Sfânta Scriptură, este văzut ca o umplere cu Duhul Sfânt. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt. Fapte 2 cu 4. O locuire a Duhului Sfânt în ființa omului. Botezul cu Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor, capitolul 2, în Faptele Apostolilor, capitolul 10, în capitolul 19, există mai multe pasaje care în teologia Bisericii Pentecostale susține acest argument că întotdeauna botezul cu Duhul Sfânt este însoțit de semnul vorbirii în alte limbi. Este un criteriu de delimitare foarte clar. Atunci când un om este botezat cu Duhul Sfânt, vorbește în alte limbi, după cum îi dă Duhul Sfânt să vorbească. Prin botezul cu Duhul Sfânt se oferă credinciosului putere pentru a trăi o viață sfântă în slujba lui Dumnezeu. În urma primirii botezului cu Duhul Sfânt încep să se manifeste și darurile Duhului Sfânt în viața noastră. Acum, că am ajuns în zona darurilor Duhului Sfânt, în opinia mea, așa cum înțeleg din Sfânta Scriptură, întotdeauna darurile Duhului Sfânt îl vor proslăvi pe Domnul Iisus, îl vor proslăvi pe Dumnezeu și în niciun caz pe cel căruia este dat darul acesta. A existat această tendință în lumea creștină să se pună accentul foarte mult pe cel ce a primit un dar din partea lui Dumnezeu și să-i se ofere mai multă atenție lui ca om decât să fie slăvit Dumnezeu pentru darul pe care l-a pus în omul respectiv. Darurile pe care Apostolul Pavel le enumeră în 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 1 la 10, sunt împărțite în trei categorii. Toate darurile acestea îl proslăvesc pe Dumnezeu, zidesc biserica și sunt lăsate de Dumnezeu să contribuie la desăvârșirea credincioșilor. Avem enumerate darurile așa cum Apostolul Pavel le notează și Duhul Sfânt a poruncit să fie notate aceste lucruri. Vorbirea despre înțelepciune este un dar, vorbirea despre cunoștință, credința, darul tămăduirilor, puterea de a face minuni, deosebirea duhurilor, prorocia, vorbirea în alte limbi și tălmăcirea limbilor. Toate aceste daruri sunt manifestări supranaturale. Ele pot avea caracter sporadic, nu cred în noțiunea cesaționistă, că a încetat manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Eu cred că Duhul Sfânt lucrează și astăzi. Am văzut în viața mea și nu mă poate convinge absolut nimeni sub nicio formă și cu niciun argument să mă devieze de la această convingere la care am ajuns că Duhul Sfânt n-ar mai lucra astăzi, ar însemna că n-ar mai exista Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu este o ființă și El este liber, mă raportez la Dumnezeu ca la o ființă care în libertatea Lui poate să lucreze în fiecare generație conform a ceea ce a scris aici. Și dacă Dumnezeu a spus că pune la dispoziția credincioșilor aceste daruri prin care este proslăvit Dumnezeu, centrul este El, pe El avem în vedere, darurile acestea zidesc biserica, fac bine oamenilor, ajută biserica în anumite contexte, dar toate sunt spre slava lui Dumnezeu. Accentul nu cade pe omul care folosește darurile pe care Dumnezeu i le-a pus la dispoziție. Accentul cade pe Duhul Sfânt, pe rolul Duhului Sfânt, pe scopul pentru care sunt lăsate aceste daruri. Și Apostolul Pavel vorbește în Efeseni, capitolul 4, despre slujbele care au fost lăsate de Dumnezeu în biserică și foarte frumos amintește acolo acest adevăr. În vederea desăvârșirii credincioșilor. Implicarea Duhului Sfânt în viața bisericii este
cu scopul desăvârșirii credincioșilor, cu scopul maturizării credincioșilor. Așa că nu cred în oameni care se așează în centrul bisericii și atrag lumina reflectoarelor pe ei să se scoată în evidență ei. Foarte buni oratori au existat de când e cerul și pământul, dar o predicare sub inspirația Duhului Sfânt este net superioară cele mai buni retorici de care un om poate fi capabil. Alex, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția din seara aceasta, dar înainte de a încheia aș vrea să tragem câteva concluzii, câteva lucruri cu care să rămânem înainte de plecare, înainte de a încheia această emisiune. Trebuie să recunoaștem de fapt că orice discuție despre Duhul Sfânt, despre lucrarea Duhului Sfânt, naște tot felul de discuții, să spunem, conexe. Părerele sunt atât de mult împărțite, sunt tot felul de idei, viziuni diferite față de teologia Duhului Sfânt, da? Așa că ceea ce am discutat noi în seara aceasta este o mică parte din ceea ce se poate discuta despre ceea ce face Duhul Sfânt și, de bineînțeles, și despre sărbătoarea aceasta pe care împreună am sărbătorit-o zilele acestea. Haideți să vedem câteva concluzii pe care le putem trasa acum la final. Așa cum ai amintit, Cătălin, sunt foarte multe opinii cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Discuția noastră de astăzi nu poate epuiza întreg palierul acesta cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, așa cum am amintit, este o persoană. Duhul suflă încotro vrea, Ioan capitolul 3, este gândul pe care aș dori să-l las în inima celor ce ne urmăresc. Pentru că fiind o persoană, Duhul Sfânt nu poate fi îngrădit, nu-i poți limita libertatea pe care o are, Duhul Sfânt este Dumnezeu, nu-i poți predetermina acțiunile, nu îl poți manipula, el suflă încotro vrea. A spune că astăzi nu ar trebui și nu se mai manifestă darurile Duhului Sfânt înseamnă să limitezi dumnezeirea Duhului Sfânt. El este liber să lucreze și o face. Sunt anumite mișcări care încurajează în lumea întreagă, mișcări religioase care încurajează și pun accentul pe lucrarea Duhului Sfânt. Se vede un progres deosebit acolo. Duhul Sfânt este în opoziție cu Duhul Anticristului, care deja lucrează în lume. În 1 Ioan capitolul 2, versetul 18, ni se spune că Duhul Anticristului lucrează să tăgăduiască Sfânta Trăime, să tăgăduiască și să nimicească cu desăvârșire credința în Dumnezeu. Duhul Sfânt nu poate fi învins. Duhul Sfânt locuiește în inima noastră prin credință. Duhul Sfânt realizează toate etapele pe care le-am amintit și Duhul Sfânt va prezenta biserica curată înaintea Tatălui, pentru nunta Mielului. Ce aș dori să mai las în inima ascultătorilor, odată cu încheierea acestei sărbători a cincizecimii, este faptul că noi, Biserica Domnului Iisus Hristos, nu aparținem lumii acesteia. Împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta. Luca 17:20 se spune că împărăția lui Dumnezeu este de ordin spiritual. Și ea nu se întemeiază pe obiceiuri sau pe forme exterioare, ci ea constă în sfințirea continuă, în pacea și în bucuria pe care Duhul Sfânt o poate aduce în viața noastră, conform Roman 14:17. În această împărăție a lui Dumnezeu intră toți cei ce sunt născuți din nou. Duhul Sfânt locuiește în inima noastră, Duhul Sfânt nu și-a încheiat activitatea pe pământ, Duhul Sfânt zidește biserica și astăzi, prin daruri, prin slujitori, prin manifestările acestea pe care le-am amintit în seara aceasta. Ce trebuie să facem în zilele din urmă este să ne lăsăm inima sub autoritatea Duhului Sfânt, să fim vigilenți, să nu credem lucrările de rătăcire, pentru că în zilele din urmă se vor ridica oameni care în numele creștinismului vor deturna atenția spre ei înșiși sau spre pseudo lucrări care nu îl au pe Dumnezeu în centru, ci au în centru slăvirea oamenilor. În această frumoasă sărbătoare de Sfântă Cincizecime,
Ne dorim ca Duhul Sfânt să umple viața noastră, să umple sufletul nostru, să binecuvinteze Dumnezeu slujitorii bisericilor din toate confesiunile religioase, să ne dea putere să rămânem în voia Lui și să rămânem la dispoziția Duhului Sfânt, pentru că ce face Duhul Sfânt în viața noastră nu poate fi substituit. Nu putem ignora impactul pe care Duhul Sfânt îl are în viața unei biserici. Și acolo unde Duhul Sfânt este în centru și îl proslăvește pe Domnul Iisus Hristos în comunitățile noastre, acolo au loc manifestări ale prezenței Lui și lucrarea poate propăși și poate înflori. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumesc pentru invitație, Cătălin, ție și echipei Producens Media. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Pentecostală din România, din întreaga lume, toate cultele religioase, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute ca persoana Duhului Sfânt să locuiască în fiecare din noi. Slavă Domnului! Alex, îți mulțumesc și eu pentru prezența în emisiunea aceasta. Stimați prieteni, de asemenea și dumneavoastră, vă mulțumim că ați fost și de data aceasta împreună cu noi. Ne bucurăm că ne-ați trimis și de data aceasta în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!